Timpul cerne amintirile. În Lugojul de peste vreme a trăit o adevărată aristocrație a spiritului românesc, în care, la loc de cinste, se afla familia avocatului Coriolan Predicean. Între copiii acestuia, Tiberiu avea să fie un compozitor și muzicolog binecunoscut, Caius un distins diplomat, iar Cornelia avea să trăiască o impresionantă poveste de dragoste. Astăzi mă întrebi când te-am iubit mai tare. Să-ți răspund curat, cu inima deschisă și eventual în mituri, dacă îmi vine vreunul în minte. Mai tare și mai tare te-am iubit acum, când am fost la oaltă la Viena. Și toată dragostea mea de atunci s-a prefăcut în dor. Dor ce mă chinuie îngrozitor. Dacă îți trebuie o comparație pentru ceea ce se petrece în mine, ia. Universul e plin de tot felul de puteri, forțe, energii, care în continuu se schimbă, se transformă, dar fără ca să piară nici măcar o scânteie din el. Ei bine, închipuiește-ți, iubito, că eu sunt un univers și că am avut în mine tot felul de puteri și puterile acestea, rând pe rând, după ce te-am cunoscut, s-au cunoscut într-un nou fel de forță. Tocmai ca și puterile din univers care, rând pe rând, se transformă, dar în căldură. Iubire și căldură. Vezi ce analogie frumoasă? Cornelia Predicean a iubit un băiat sărac, dar fermecător, pe poetul și filozoful Lucian Blaga. Povestea de dragoste a rămas în scrisori și în amintirea fiicei lor, Dorli Blaga. Din vede, ei se cunoșteau de la liceul Șaguna din Brașov. Mama a făcut întâi un pension la Sibiu, unde mergeau toate fetele de familie bună sau aproape toate din Transilvania și Banat, care echivala cu școala acum, de clasa 5-a a 8-a. Și unde li se dădea o educație aleasă, cultură generală și alte lucruri, acolo s-au prietenit, a devenit prietena cea mai bună a ei, Ani Moldovan, moldovan fiind dintr-o familie de memorandiști, care a devenit ea, pe urmă, soția lui Petru Groza. Și erau cele mai bune prietene ele și au rămas toată viața. Pe urmă, a făcut scurt timp la Brașov liceu comercial și un an și jumătate, aproape doi, au trimis o frații ei în Elveția ca să învețe bine franțuzește, tot așa la un pension de fete care instruia în special în limba franceză, pentru că veneau fete din toată lumea și li se elibera o diplomă care le permitea să predea limba franceză. Deci mama știa bine franceza când a plecat din Lausanne. Și a terminat liceul particular, probabil dând niște diferențe. În orice caz, bacalaureatul a dat la liceul Șaguna în 1916, cu seria respectivă de băieți. Ea este pe tablou de bacalaureat. Dacă știți că se făcea un tablou cu fotografii ale elevilor clase și ale profesorilor. Deci, între toți băieții e și mama. Și verișoara tati, Marioara Blaga. Dar din vedere ei se știau. Se și plăceau, mă scuzați că... Nu. Nu. Se știau. Tata era într-o condiție modestă, fiind ultimul copil, mama lui era văduvă, deci erau ani când frecventa liceu, ani când făcea particular și venea să numai să dea examene. Și de multe ori a fost situația, am găsit asta în analele liceului Șaguna, că mânca la cantina copiilor săraci ai liceului. Se dădea o masă de prânz gratuită zilnic acestor elevi și stătea în gazdă. Mai mulți stăteau totdeauna la o gazdă. Ei,
Pe de altă parte, Coriolan Berdiceanu figurează în aceleași anale ca un serios sponsor al, cu bani al acestui liceu. Deci vedeți cum se întâlneau familiile din, din Transilvania în a doua jumătate a secolului XIX. Înțelepciunea unui mag mi-a povestit odată de un văr prin care nu puteam străbate cu privirea. Pe înjeniș ce ascunde pretutindeni firea de nu vedeam nimic din ce ea era. Și acum, când tu mi-e neci obrajii, ochii în părul tău, eu, amețit de valurile negre și bogate, visez că vălul ce preface în mister tot largul lumii e urzit din părul tău. Și de fapt când s-a petrecut? Și ei s-au întâlnit la Viena, când tata și-a început studiile acolo și mama studiile la medicină și s-au întâlnit la biblioteca universității. Fiecare citind în sala de lectură, nu chiar ce trebuia. Ce? Adică nu ca să învețe, tata filozofie, mama literatură. Și cum s-au întâlnit din priviri? Cum a fost momentul? Tata și avea deja locul la masă și mama aștepta în picioare la, era o coadă ca să se elibereze o masă și să ia loc și să-i vină cărțile. Și s-a nimerit să fie cam la două mese unul de altul și s-au salutat și au plecat împreună și atunci a început povestea lui. Pe mama o impresionat atunci în povestea că se uita așa cu coada ochiului la mâinile tatii, care erau foarte frumoase și expensive și au impresionat-o din prima clipă. Deci a fost și o iubire destul de rapidă, așa, da, un da, cup de fudr. Da. Dar totuși era această diferență socială, iată, între un poet, da, familia filozof. A avut oarecare îndoiel, familia Berdiceanu, pentru că nu se obișnuia atunci să te măriți cu un poet. În criteriile lor, ce meserie e asta, poet și publicist. Și... Bun, dar bănuiesc că a existat, așa cum era tradiția vremii, și o vizită de prezentare a băiatului, da, la fost, părinții, fete. El a fost aici, a venit la bunica în vizită, însă efectul n-a fost elucid pentru că tata era îngrozitor de timid. Deci, din cauza timidității, pur și simplu, a ratat puțin vizita. Că a făcut impresia de stângaci. Nu pot spune că n-am fost bine primit în casa părintească a Cornelii. Cel puțin mie, așa mi s-a părut. Căci eram obișnuit să văd și dincolo de formele convenționale. Fratele Cornelie însă a luat lucrurile mai ușor decât m-am așteptat. El nu a venit, precum promisese în pomenita scrisoare. Am stat în localitate vreo două săptămâni, în speranța că poate va sosi și cineva care să mă întâmpi. Dar așteptarea s-a dovedit a fi zadarnică. Thank you.
Mamă, te rog. Te rog, zi ceva. Tu știai odată un bas despre unul care a fost prin celălalt rând. Nu? Nu ți se pare că am fost și eu puțin pe acolo? Vreau câteva zile care însă au fost cât sute de ani. Mamă, te rog, te rog, zi ceva. Fă să uit, mamă, te rog, fă să uit. Cine m-ar putea dezlega de temeinic? Așa de temeinic încât să rămâne sub patrapiri o grămadă de cenușă. Mi se cere să curm o corespondență prea asiduă, al cărei rost nu poate fi identificat pe linia unor planuri realizabile. E clar. Impresia ce am lăsat-o la Lugos a fost mai prejos de orice așteptări. Căci după toate criteriile bunei noastre burghezii, eu nu eram decât un jule neisprăvit, caragios de neisprăvit! Așadar, chiar eu îi dau dreptate mamei ei. Asta sunt. Dar eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea. În flori. În ochi. Pe buze. Ori vorminte. Lumina altora sub urmăvrașa nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric. Dar eu cu lumina mea, sporesc ca lumii taină. Și tocmai cum cu razele ei albe luna nu mișorează și tremurătoare sporește și mai tare taina nopții. Tot așa îmbogățesc și eu întunecata zare. Cu largi fiori de sfânt mister. Și tot ce-i neînțeles se schimbă neînțelesuri și mai mari sub ochii mei. Căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. Nu a privit favorabil căsătoria, dar așa categoric nu s-a opus nimeni. Și după 4 ani, când a venit mama de la Paris, ea a avut chiar o numire, a fost numită de Vaida Voivod, care era pe ministru de externe adjunct și era șeful părții Transilvane și a Banatului, a delegației României la conferința de pace de la Paris. Din 19 și din făcea parte și fratele mamei, Caius Berdiceanu, care era deja intrase în diplomație, și mama a fost numită secretară a secțiunii pentru tineret a acestei delegații. Și erau o mulțime de tineri, deci era Mihai Șerban, viitorul soț al lui Marioara Blaga, era Traian Vuia, era mama, erau pe urmă din vechiul regat familia Pilat, Pilat era ginerele lui Berteanu, și alții care au lucrat foarte serios pentru imaginea României acolo. Și a stat mama 6 luni în calitatea asta de... Și între timp se întâlnea cu iubitul ei. Nu se întâlnea, nu. Caius spera că poate o să-l uite, dar nici nu. Deci Caius era de post de câine de pază, cum s-ar zice, nu? Nu chiar, fiindcă aveau mult de lucru acolo, dar ei corespondau la post de restant și Caius asta nu știa. Ți mai trimit un poem. Ai observat? Aproape tot ce ai are deja un poem. Ochii tăi, mâinile tale, dorul tău, ghimpii tăi, iubirea ta. Și acum părul tău. O să-ți placă poate tot atât de tare ca iubitei verișoare.
Iar Titușca a zis că de când mi-a citit poemele, nu mai poate suporta poeziile cu rimă. O cenează grozav. Ieri, ți-am prins între degete șuvița de păr ce mi-ai dat-o. Și niște fiori ciudați m-au străbătut din crește până în tălpi. Mi-am adus apoi aminte de o seară minunată ce-am petrecut-o împreună, când tu mi-ai îngropat capul în bogăția ta de păr. Și am simțit încă atât de bine mireasma, încât totul s-a prefăcut într-un poem. Oricât aș face, mi se pare că nu merit dragostea ta. Și sentimentul acesta mă îndeamnă să dau și mai mult. Viitorul, eul meu de mâine, îți va da și mai mult. Și totuși, când s-a petrecut nunta și cum s-a petrecut și unde s-a petrecut? Mai târziu, mama s-a întors de la Paris, tata o aștepta cu nerăbdare la Viena, știa că vine. Mama a întârziat puțin și când s-a întors, i-a spus pur și simplu că acum ne căsătorim. I-a spus, avea multă personalitate, ei? Mama, se vede și din scrisul ei. A, deci mama ei a fost cea care a decis. Bine, ei erau deciși, da. Dar ea a venit așa cu un anunț foarte ferm. Avea multă personalitate, era și o tânără domnișoară foarte cultivată și în Paris a luat contact cu toate curentele astea de avantgardă. Și în pictură, baletele ruse, muzică, poezie și îl introducea și pe tata în lucrurile astea, deci a avut o influență. Ieri ți-am scris o scrisoare supărată și azi de dimineață tot la fel. Însă vezi, am inima cu mult prea bună și nu te pot lăsa să suferi nici măcar două ceasuri. Cu toate că poate ai merita-o. Însă nu pot. Nu pot. De altfel, azi la prânz am primit o altă scrisoare de la tine foarte drăguță și sunt foarte, foarte fericit. Caut o vorbă pentru dumneata, domnișoară, și-mi vine în continuu cea mai minunată. Edera. Am văzut în curte edera multe și m-am gândit că tu ai avântul și slăbiciunea ederii. Cu câtă grație înconjoară ea copacul, oferindu-i verdeață din belșug. Edera, iubito, te iubesc nespus de mult. Și tot ce fac, fac pentru tine. Ca tu să fii a mea, ca să nu te poți deslipi de mine, nici de ai voi. Mă arunc în genunchi la picioarele tale și te rog să nu mă părăsești, căci atunci părăsești fericirea ta și norocul neamului românesc. În acest moment solemn să spun, sunt al tău pentru totdeauna și vreau ca și tu să fii a mea. Nunta. Cum a fost nunta? Foarte modestă, cred. Unde? La Cluj și s-au căsătorit deodată, deci ea cu tata și Adrian Maniu cu o cumnată a lui Tiberiu Berdiceanu, adică sora soției lui Tiberiu Berdiceanu. Deci în crengătura și de familie. Și au avut același naș și s-au mai făcut și poezii umoristice pe tema asta, a făcut Adrian Maniu. Tu ești aceea care scoate scânteile electrice din mine. Mă vei iubi tare când am să viu, da? Vreau tare, tare, tare. Un om cu entuziasmul înalt cât cerul și-a făcut aripi de ceară. Și a zburat spre soare. Și soarele i-a topit aripile. Și omul a căzut în mare. Soare, tu nu-mi topi aripile, te rog. Atunci au început venirile lui Lucian Blaga, părintele dumneavoastră, la Lugoj. Mai puțin, mama mai venea la... Dar în primii doi ani, așa, după căsătorie, până și-a dat mama doctoratul în medicină, au stat la Cluj și tata făcea publicistică și ea mai venea la mama ei. Mama ei le-a propus să se mute la Lugoj și le-a cedat o parte din casă.
Deci au locuit în partea dreaptă a casei Bericeanu. O casă Bericeanu și mare. Și fiindcă tata n-a fost, da, Mahev, n-a fost acceptat la universitate. El voia să intre în învățământul superior. Și generațiile mai în vârstă acolo nu l-au acceptat și atunci făcea publicistică din care nu se putea trăi, să știți. Și ea a deschis un cabinet de stomatologie în partea stângă a casei Bericeanu și câștiga bine, lucra foarte mult, dar câștiga binișor. Însă a fost norocul poetului că a putut să supraviețuiască financiar, da, familia. Vacanțele la Lugoj ale la vacanțele poetului și ale mai mergeau și el a mai mers, din corespondență am dedus că a mai mers pe Valea Sebeșului. Ea a mai mers la Băila Sovata, dar se întâlneau și la Lugoj și când s-au mutat, vara tata stătea la Via lui Caius și scria acolo și mama, după ce își termina orele de cabinet, se ducea și ea la Vie și stătea cu de el. Ce? Vreau, de ce? Iată, a putut să scrie la casa de la Vie. Avea liniște, avea liniște. Era și un anumit mediu? Era un anumit spațiu spiritual care îl inspira? Era un spațiu care îi făcea plăcere. Era și un mediu cultural, era și peisajul frumos, era foarte multă liniște. Și erau și jocurile acestea candide ale verii, atmosfera aia plăcută. Există mărturii în acest jurnal, da, al casei de la Vie, sunt, da? Sunt și fotografii frumoase cu ei acolo, în grădina Viei. Ce-a scris aici, Lucian Vlad? A scris și poezie, și teatru, și eseurile din tinerețe. Meșterul Manole? Drama Meșterul Manole a scris, da, aici? Da, da. A lăsat mărturii vis-a-vis de o anumită influență lugojană asupra operei sale? Așa, chiar foarte explicit. Explicit e greu să spun, dar în orice caz a fost o perioadă peielnică, foarte peielnică pentru el. Pentru că a scris foarte mult. Ieri am fost în Arini și m-am oprit o clipă la piedestalul acela de piatră pe care te-am ridicat odinioară ca pe o divinitate. Și s-am cuprins genunchii religios cum numai un păgân putea să fie. Și niște fire albe lungi, cum zboară toamna prin văzduh, mi-au îmbujurat obrajii. Eu am închis ochii și mi-am imaginat că tu ești în fața mea, cu părul desfăcut. Și că vântul îmi adie obrajii cu părul tău. Așa e că te iubesc mult? Știi la ce mă gândesc? În viitor. În viitor vor veni atâția bărbați tineri și visători care vor citi poemul părului tău. Și amețiți de icoana aceea vor zice tresărind: ce păr frumos o fi avut Edera. A fost o iubire frumoasă între, da, mama și tatăl dumneavoastră. Foarte frumoasă. Care a fost foarte încercată însă. Să zicem, dar până ne-am întors în țară, nu. Ei au plecat în 26 în diplomație și ne-am întors în 39. Și în străinătate a fost o înțelegere perfectă între ei și mama mea, cât putea, îl ajuta în obligațiile lui de atașat de presă, ca să rămână lui mai mult timp pentru scris. Asta era ideea. Dumneavoastră? Da. Unde ați fost alături de părinții dumneavoastră? În ce țări? Începând de în țara în care m-am născut, în Elveția. Și pe urmă la Viena, în Portugalia. Deci, și apoi înapoi, dar înapoi, din păcate, într-un regim care... Da, atunci încă era un regim normal, ne-am instalat la Cluj, nu aveam casă, n-am avut decât o casă, o grădină și o casă de țară la Bistrița. Dar la Cluj eram chiriași, dar aveam o locuință foarte frumoasă.
Și nu era neobișnuit ca cineva să fie chehiaș, deci nu toți aveau case. Și a venit Fugiu, dictatul de la Viena, a trebuit să lăsăm Bistrița, am părăsit-o în două ore și după aceea ne-am evacuat de la Cluj la Sibiu cu universitatea. Și mai mergeam la, mai veneam la Lugoș. Cu mama am fost pe bunica mea, am văzut-o ultima dată în 43, penultimul an de război. În, și după aceea, anii comunismului, primii ani comunismului, când duceam Blaga, a avut de suferit. Devenise simplu bibliotecar. Da. Poftim? Fusese un simplu bibliotecar la un moment dat. A fost după ce a fost scos de la universitate și din academie și întâi a lucrat ca normă de științifică la Institutul de Filozofie și pe urmă la Biblioteca Academiei. Sigur, acestea sunt lucruri cunoscute, dar era important să le spunem pentru că a rămas opera poetului și opera aceasta a poetului e marcată puțin ter și de Lugoș. În final, doamnă Dorli Blaga, iată, venind aici acasă, la Lugoș, care a fost sentimentul pe care l-ați trăit și cu care plecați înapoi acasă la București? Îmi place că arată așa un oraș civilizat, cu străzi aliniate, nu numai casele aliniate, dar și înălțimea caselor și sunt multe clădiri frumoase în stilul secesion, e influența de la Viena și Budapesta. Sunt interesante ca construcții și sunt urme ale unei vieți culturale, deja din secolul XIX. Deci, liceul Coriolan Bernicianu, teatru, bisericile și diverse case care au amintiri. Ne pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună. În piept mi s-a trezit un glas străin și un cântec cântă în mine un dor. Se spune că strămoșii care au murit înainte de vreme, cu sânge tânăr încă în vine, cu patim mari în sânge, cu soare viu în patim, vin să-și trăiască mai departe în noi viața netrăită. Că aud cum se izbesc de geamuri rasele de lună. Cine știe, suflete, în ce piept îți vei cânta și tu odată peste veacuri, pe coarde dulci.